Bună ziua, dragii mei tele și YouTube spectatori. Astăzi am hotărât să ies în sânul naturii, chiar în mijlocul între gurgui. Acum ne aflăm la umbra nucului bătrân, la umbra nucului care a fost proslăvit în poezia moldavă. Voi ascultați numai ce cuvinte profunde. La umbra nucului bătrân, doi tractoriști se cacă. Se scriem, zâmbiesc, se țin de mâini și fericit spre casă pleacă. Și romantic. Adică nu ești un fel de romantic, că putea și nu putea o să radă acolo, doar mai departe. Dar nu-i chestia de asta. Așa că astăzi, la umbra acestui prevestit nuc, am hotărât să fac rubrica noastră colorată Pod Rimucicu, care va avea o temă puțin politică. Așa că vă rog frumos să înțeliți în cap, dar asta e adevărul. Ca întotdeauna o să mă bulbuc în caiet, e o poezioară de 26 de strofi, așa că n-am așa cap mare să mă văd de rost. Deci să încep. Mare nebuneală în țară, s-a început electorală, toți în gura mare zgheară, că tocmai licra pe zebală. Că mai toți sunt zebeloși, chiar dacă nu au zebale. De ce? Că toți sunt mincinoși și numai una vor. Părale. Vor sărmanii la putere, ca în răstimp de 4 ani să-și grămădească iar aviere, să nu ducă lipsă de bani. Dar pune poți în Moldova să faci bani, dar să nu faci nimic. Numai în parlament. E acum cu toți gheară. Noi suntem pentru popor. Noi vrem ca la noastră țară toți să aibă un viitor. Dar și ați făcut voi pe rămâi, că sunteți toți în parlament, care amuia mi promite marea țară. Tot din parlament ați ieșit. Și nu i-ați făcut nici căcând. Dar și înțelegem noi în politică. Dar când ajung la guvernare, pe loc plastinca s-a schimbat. Scot din sân sacul cel mare și hai lele l-a furat, dar dacă e moda. Ei, dar până atunci transpir toți. Sau cum zic la sat, asudă. Caută bandiți, hoți, cu promisiuni, udă. Oameni buni, nu ne-a zis voi atâția deputați, am pe un kilometru pătrat în sat. Nu m-am uia înainte de votare. Până mă nu-i aduci nici cu... Nu vin nici unul. Că se chinui la băut. Da, muia vin tot singur. Și scoate din casă și ascultă-mă. Scoate jurnalul și începe a povesti. Produc spiftiuri. Eu nici n-am să ies că n-ați fie băi de la poartă. Sau când fac te-o ninuni, bate-i Dumnezeu să-i bată. Pentru lucruri super bune, ni las cu gura căscată. Igor cu Vova s-a unit. Nu în parlament să nimerească, să fac poporul fericit, ca lumea bine să trăiască. Uite și de maladieț, e pentru noi s-a unit. I s-a urât, s-a urât, s-a urât, păi s-a unit. Pentru noi. S-a jertfit viețele. Și cu șudă, uite, dar cu șudă de asta îndrăgostită. Și dacă lumii până acum se făceau hledii, animale, nu mergeau, nu scăcau pe un drum, s-au împăcat ca în seriale. Oprins de coadă armonia, răul ce-a fost l-a uitat. Acum lumii, mama mia, poate dorm chiar și într-un pat. Ei, dar cine știe, cum îmblă așa de pădruci ca mâie, Igoraș cu balugheț. Twix. Pasul. Ca întotdeauna. Zombează lumea mai departe. Ne promite soarele și luna. Pensii chiar și după moarte. Cu căs de mii, de milioane, cu sloganul oameni buni, ni pun pe urechi macaroane, chiar coșcojemite minșuni. Și dacă președinta-i sfântă, că maică nu merge pe apă, toți ca unul să avântă să ne astupe a noastră groapă. Dacă noi suntem, dar în groapă nu mai trebuie să ne astupe. Dar și nu-i drept, mă. Toți ne promit marea ștare, toți ne promit pensii, dar cum? Președinta nici nu zic nimic, chiar dacă să zăriți în cap, e sfânt, e merge și pe apă, dar și pe apă și pe răstvor merge. Îmblă prin Europa,
Toți o întâlnesc, da, corect. Dar și eu făcut pentru țara asta? A, dar eu am dat că președinte nu poate face nimic fără parlament, da, mă iertați. Pacifiștii colorați. Strochesc lumea cu ziliung. Ei, că sunt toți tehnocrați și a să învelească țara în plioncă. O să o facă nouă nouță. Lumea ca în rai străiască. Că tocmai bietul de guguță și el din cărți nu o să o cunoască. Dar poți vezi pacea ăștia? Ce-i mai maladieț? O vrât Moldova în secriu și apoi un jietu. Ăștia ori să facă părească în țară. A ăștia. Ii da mau de toate, n-as mai furi. E așa, poate, din când în când. Ne vând ce faci, așa, radio de volstie. Șor, poporul și-l hrănește cu batoane, cu tușonci, la mămici dulci li dăruiește pampersuri și raspașonci. Lunină mai trage prin sate din bănuțe și-i furați. Ghini rău, tădeu din coate. Patrioți adevărați. Dar știți cum duce lumea, chiar furi și ei sunt maladeți. O furat, dar și la lume. Dar ăștia o furat și nu dă nimic. De atâta lumea și-i votează. Pentru că ei sunt ca Robin Hood-ii. 75% din lume, 5 și 10 pentru țările negre, ca veverițele, știți, strâng. Platforma da și el lucrează cu ceilalți concomitent. Și că atunci ceilalți visează să ajungă în parlament. Și chiar de liderul pătat, că îmblă ca coiul în căldare, să ajungă deputat, șanse, cum s-ar spune, are. Da. Eu precis, dacă să ajungă muia în parlament, apoi să avem toți cruși, în tot satul și la toată răscrucea să avem o cruce. Ii da, că așa e. Andrușelul, el e bravo. Dorincic, deamă cu Munteanu, cu autobuzul lor și al Gălghior, măsoară zilnic autobanul cu România și unirea lor, promițându-ne unirea cu mămuca România, anunțând potopul, pomenirea de vine Putin cu Rusia. Mai scurt ne îngrozesc numai cu mama România străim ghini. Și eu sunt de acord. În România și nu e nici o problemă, nici un sat prepedit, acolo corupție nu-i. Românii trăiesc ca în rai. De atâta toți românii sunt în Europa, ca Moldova. Încă în Moldova oamenii sunt mai mulți ca în România. Că nu toți moldovenii s-au dus chiar acolo, păi toți românii s-au dus. Dar moldovenii încă mai rămas pe loc, cum s-ar spune. Usatii, ca întotdeauna, fașii din alegeri show, spunându-ne ca întotdeauna care-i berbec, curcan sau bou, că el săracu-i trei în una, și detectiv, și procuror, el de pe cer rupe și luna pentru țară și popor. Ei, dar el, văpși, el a să facă legile prin telefon, pe Facebook. El e bravo și el, nu știu nici, nu zic nici, doamne, ești duc spistiu. Și el, cușma de Cârlan, nu știu de va fi votat, cum puterea e în ban și poporul îi zombat, și cu a lui e rusofobie, că rusul în toate e vinovat, nu știu cine o să o susție, doar de prietenii din sat. Și dacă așa ai, măi, Vasilic Costiuc, fără supărare, n-am nimic împotriva ta, nici nu-mi place că ești rusofob, mă, dar în rest, tu le arăți la toate diaspora și e colorate, cum se fură, cum, dar n-ați să voteze tine, ați voteze gălghiorii, dar că sunt zombați toți. Mai pe scurt, e mult de scris. Și partidii sunt pucioc. Și ca să ajung în paradis, multe au pus totul în joc. Cum? Care ne laude? Ne ațiță. Numai ca să-i votăm. Să ajungă sus la țâță și puterea să le dăm. Dar părerea mea e una. Sunt toți niște mincinoși care spun frumos minciuna ca șase cei lăudăroși. Așa că lumii, votul meu nici un drac nu o să-l primească, căci pentru el eu una vreau, sincer, zilnic, să muncească, pentru țară și popor, pentru o viață mai cu soare, pentru al nostru viitor, dar nu pentru a lor buzunare. Așa că, dragii mei, pe 11 iulie ieșiți cu toții la votare, votați-vă simpatizanții, părerea mea că nu merită niciunul, deși cu toți care ăștia muia îți satele de politicieni, de deputați, de culori galbeni, roșii, albastri, cafenii, zilioane și așa mai departe, majoritatea dintre ei au fost în Parlament ultimii ani. Și cum nu ne-au făcut nouă nici o pleașă așa, nici n-ați vă facă nici o pleașă. În rest,
cum v-am spus, n-am niciun drept să vă spun pe cine să votați, cum să votați. Părerea mea că nu merită niciunul. Dintre cei care au fost până acum în Parlament, eu una vă spun, sănătate și virtute. Să avem și bie, mânca și agute. Au un jos scoac. Așa că ieșiți la votare și dați-vă votul cui doriți voi. Și asta, dragii mei, pe azi.